de natură penală, că asta înseamnă atunci când te iei de om. Adevărul că și ăștia adoptă de la stat, deci Dorin Cojocaru, domne, au cărat, bă, nu știu cu ce mai aveau să mai care, cu bărcile, buletinele astea, numai tot felul de, de astea, camioane, tiruri, lăzi de astea, frigorifice, e normal că niște descreierați la un moment dat o să creadă că nu știu ce se întâmplă acolo. Păi, fiecare politician face un spectacol pentru publicul său, pe profil, dar acum putem discuta detaliat. Organizarea alegerilor, înainte și după vot, faptul că un demnitar al statului nu respectă o autoritate de stat poate să inducă către populație un mesaj de anarhie. Și atunci, cui ajută, adică noi, eu ca cetățean simplu știu că trebuie să respect polițistul, jandarmul, pentru că așa cere legea. Cine face anchetă pe fraudă? Există procuratură, există autorități abilitate, fiecare pe domeniul lui și la final justiția își dă dreptate. Hai să urmărim imagini în direct de acolo, pentru că Șoșoacă cred că spune că i s-a făcut rău. O se pregătește să leșine acolo. De la căldură. Deci ambulanța sper că nu ajunge aici peste jumătate de oră. Uite pe scaun, acolo este scaun. Pentru că sunt imagini cu Diana Șoșoacă, efectiv spune că i s-a făcut rău, că urmează să, că va leșina. Asta după ce, așa cum vă spuneam, de mai bine de o oră se află în această locație din București, unde sunt aduse, unde s-a dus saci cu voturi și spune, la un moment dat s-a îmbrâncit cu jandarmeria, s-a înjurat cu jandarmeria. Haideți să mai, să mai vedem încă o dată mai aproape, să și ascultăm ce se întâmplă. Poliția n-are treabă. Ați mai cineva la mână? Să nu-i dați apăre ce. La această acțiune de protest care au avut loc, v-am spus, în Brâncel, în jurături, s-a adresat jandarmeriei cu cretinule, jigodie. Vedeți acum, s-a sunat la 112 pentru ambulanță, după ce tot ea sunase la 112 că a fost bătută de jandarmi. Ciprian Purice, este absolut șocant ce se întâmplă. Pur și simplu, nu s-a niciodată în România, n-am mai ajuns în situația asta. Și la celelalte sectoare e un dezastru, și ceilalți politicieni ce fac, dar uitați-vă la aceste imagini, oameni buni, unde s-a ajuns. Ironia sorții este că dacă Doamne ferește îi se face rău doamnei Șoșoacă, toți jandarmii vor fi cei care o vor ajuta, pentru că sunt antrenați acolo de primul ajutor și probabil să o transporte la un spital până vine salvarea. Oricum, cel pe care îi înjura și i-a admonestat doamna Șoșoacă, îi vor da o mână de ajutor. Lucrurile astea se rezolvă prin respectarea legii. Și anume, eu mă întreb dacă vreun procuror mai curajos se va uita la aceste live-uri ale doamnei Șoșoacă și va găsi poate infracțiunea de ultraj. A sosit ambulanța, văd telespectatorii, este un echipaj de prim ajutor smurt care o preia acum pe Diana Șoșoacă de la acțiunea de protest de aici din București, unde venise împreună cu Luis Lazaru și alți colegi, pentru că acolo se descărcau dintr-un camion saci cu voturi și de aici a pornit întreg scandalul, s-au pus acolo garduri. Haideți să ascultăm puțin să vedem ce se întâmplă. Atenție mare, băieți, acolo! Atenție, doamna Diana! Nu lăsa singură pe doamna Diana acolo, nimeni! Nu o să spune ce s-a întâmplat, ce au dat... Nu,
Stai puțin. Lasă-o acolo. Da, merge cineva. Suntem aici, asta. M-am desfăcut. Nu merge, te uiți acolo. Știu. Nu, să mergem în ambulanță. Ce pe ea? Da, cineva, da? Da, obligatoriu. Nu fac nimic, nu fac, stăm aici. Stai și să urcă și în ambulanță ceva. Nu o să țin. Rămânem cu aceste imagini. A fost chemată ambulanța acolo unde se afla Diana Șoșoacă după ce s-a îmbrâncit cu jandarmii, după ce au existat injurii aduse jandarmeriei. Vedem imagini live de acolo. A venit un echipaj smurd, este în interiorul ambulanței și este consultată în aceste momente. Jandarmeria văd că încearcă să disperseze oamenii de acolo, pentru că probabil și aceste imagini, sigur, pot să afecteze emoțional. Bun, Ciprian Purice, mă întorc la tine pentru că te-am întrerupt. Nu avem ce să facem în situații de așa, pentru că politicieni mai contondenți, mai colorați vor fi mereu. Aduceți-vă aminte circul pe care l-a făcut Vadim, Dumnezeu să-l ierte, când a fost evacuat din centrul PRM, de la avea aici în Buricul Târgului, în Buricul Bucureștiului, la fel, cu injurii, la adresa poliției, la adresa tuturor. Aici jandarmii sau Direcția Generală de Jandarmerie a Municipiului București trebuie să facă plângere penală sau acțiune în civil împotriva doamnei Șoșoacă. Noi nu putem să nu comentăm, că spunea lumea să nu promovăm, pentru că e o știre, e un subiect, un senator al României. Acum se simte rău, are o problemă, face o acțiune de protest. Deci cei implicați în această speță trebuie să reacționeze. Dacă jandarmii efectiv... O remarcă bună a lui Dorin legată de tensiune, ce spuneai, Dorin? Eu am observat acum, dar nu cred că am voie să spun... Ce, că are o tensiune foarte mare. Nu e mare, okay. Un pic peste medie, un 142 maxima nu e mare. Bine, rog pe colegii mei să dăm sunet de la Luis Lazarus din partea de la celălalt live al lor, pentru că se fac declarații acolo. Meriei sau ambulanței, rămânem cu imaginile de la Luis Lazarus. Bun, domnule Nelu Tătaru, e foarte bine, a venit imediat smurdu, dar în orice caz, cum să privim tot acest scandal în jurul alegerilor? Pare oricum că ce a început astăzi Diana Șoșoacă a fost un fel de a acoperi celelalte scandaluri legate de alegeri. Și de a acoperi și alte scandaluri, dar ne-am obișnuit că în perioada numărării voturilor să avem aceleași lucruri. Ține minte că și acum 4 ani la fel au fost, tot la sectorul 1, dacă ne aducem bine aminte. Da. Cred că în acest moment ar trebui să vedem ca un repertoriu până o să avem un rezultat final de la BEC și după terminarea contestațiilor. Când avem rezultatele finale, putem să spunem că acest spectacol se poate termina. Până atunci avem repertoriul fiecăruia în parte, luând cu oarecare precauție afecțiunile doamnei Șoșoacă, cred că și acest spectacol a dus la această stare de fapt, să fie luată cu ambulanța, este un efort și la un moment dat cred că aceste eforturi duc pe patologii mai vechi la niște decompensări. Da. Sunt momente care ar trebui totuși, eu știu, să dispară la atâția ani de la Revoluție, când am sperat că totuși și electoratul, dar și politicienii vor fi de altă factură încât să avem niște alegeri liniștite. Bun, doamna Tatoiu, e absolut șocant unde s-a ajuns. De o oră și jumătate am văzut tot acest scandal. Am fost cu toții șocați că partidul ei a reușit totuși să intre în Parlamentul European. Eu nu înțeleg de ce nu există un mod de respect pentru instituții ale statului, de ce instituțiile statului nu reușesc să se impună în astfel de momente și să ajungem la astfel de chestiuni care creează un șoc emoțional și la nivelul populației și putem să ajungem la tot felul de destabilizări, de la proteste, la orice alte chestiuni. Asistăm la o mișcare antisistem în toată Europa din cauza sărăciei produsă de anumite decizii care au fost peste tot în Europa după pandemie. Încă o dată, e un spectacol ieftin, dar spectacolele ieftine sunt pentru analfabeții funcționali, îmi cer scuze. În momentul în care tu ai 46% populație care nu înțelege ceea ce citește, cu atât mai mult e ușor să o manipulezi prin ceea ce vede. Iar românul
se caracterizează, și asta o știu păpușarii. Românul întotdeauna este empatic cu oamenii care suferă. Așa suntem noi românii, mai emoționali. Și știe personajul ce să facă. Acum, ce pot să spun? Pot să spun că se pregătește pentru alegerile europarlamentare. Că partidul ăsta a format din doi membri, nu. A intrat cei doi membri în parlamentare, că europarlamentare a reușit, le-a dovedit. Nu, pentru parlamentarele din toamnă, că da. Trebuie. Întrebarea mea este, domnii aia care sunt în spatele ei și filmează, da. Nu-i legitimează cineva? Pentru că nu se... Deci, ei transmit și cu telefoanele alea, nu-i legitimează cineva? Cu riscul să fie, să se victimizeze. Știți ce este absolut șocant? Eu mă uit la live-ul ăsta cu, înainte să intru în direct cu 20-30 de minute. Dom'le, au făcut ce au vrut cu jandarmeria până la momentul în care au început să se lovească cu jandarmii. Și acolo, într-adevăr, s-a făcut bariera a jandarmilor cu garduri și cumva au încercat să o oprească, pentru că ea la propriu, împreună cu cei care era, se îmbrânceau și loveau jandarmii. Ori, mă rog, ea a reclamat cu totul altceva. Da, Dorin, scurt. Am avut și eu cazuri cu elevi, problemă, da. În clasă, care se dădeau cu capul de pereți și, pe urmă, îi reclamau profesorul că le-a făcut ceva. E ceva tipic, da, Dorin. Deci, eu ce vreau să spun? Doamna Șoșoacă vrea să justifice procentul mic de voturi prin astfel de acțiuni. De ce? Motivarea ar fi, uitați, domnilor, am fost furată, eu am mult mai mult de 5%. Deci asta este un, dacă facem studiu da. De caz, face parte din marketing, noi așa îi spuneam. Creezi atmosfera, nu știu, poate dânsa într-adevăr se simte rău acum. Nu, ea de simți rău, sigur se simte rău, acum, sigur, pentru că are o tensiune mare, afară e foarte cald, umiditate crescută. Tot un efort, Simona, da, te rog, voi să intervii. 30 de secunde. Te rog. Un alt unghi de vedere, însă, te rog, Ioana Constantin, pentru că pentru a combate un fake, pentru a solicita autorităților de tipul jandarmerie să facă enforcement la lege, da? Să aplice legea, înseamnă să avem un stat puternic. Înseamnă ca niște alegeri în România în 2024 să nu se desfășoare ca într-un ev mediu. Ioana Constantin, eu ți-o spun și pot verifica acum din primăria sectorului 4 că este adevărul ce ți-l spun. Sunt aproape 72 de ore de la momentul la care s-a închis procesul de vot la ora 22 duminică seara, da? În sectorul 4, unde n-ai auzit că sunt scandaluri, da? Nu s-au închis 18 secții. Colegii mei, colega mea din biroul electoral sector stă acolo de 3 zile, da? Pentru a reface procese verbale, pentru că autoritatea electorală permanentă, condusă de Toni Greblă, pus în Parlament prin majoritatea PSD-PNL, nu a pregătit președinții de secții. Pentru că aceeași majoritate, PSD-PNL, au decis prin modificarea legii să-și trimită 4 reprezentanți, unul PSD, unul PNL, unul UDMR, unul de la minorități, da? Și toți nu au știut ce trebuie să facă. Iar acum avem acest haos de care se folosește. O să vorbim imediat de sectoarele 1 și 2, că și acolo e un balamuc și mi se pare că ce a făcut așa Șoșoacă a fost tocmai pentru a acoperi. A lipsei de autoritate, exact, Ioana Constantin. Exact. Bun, vreau să vedem imaginile cu Diana Șoșoacă ieri la Ambasada Federației Ruse, pentru că a fost ziua Federației Ruse, tocmai aleasă pe listele pentru Parlamentul European. Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Federației Ruse. Haideți să vedem imaginile, a fost o recepție, ci pentru că avem un nou ambasador al Federației Ruse în